Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat astăzi definițiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus. Astfel, instituția a explicat ce înseamnă caz suspect, caz probabil, caz confirmat și contact direct. Caz suspect este potrivit definițiilor actualizate de Institutul Național de Sănătate Publică orice persoană cu debut brusc de febră și tuse sau orice persoană cu debut brusc al oricăror trei sau mai multe dintre următoarele semne și simptome febră, tuse, astenie, cefalee, mialgii, durere în gât, coriza, dispnee, anorexie, grețuri, vărsături, diaree sau status mental alterat. De asemenea, cazuri suspecte sunt și persoanele cu pneumonie, bronhopneumonie sau infecție respiratorie acută severă. Caz probabil este un pacient care întrunește criteriile clinice anunțate la cazul suspect și este contact al unui caz confirmat sau are legătură epidemiologică cu un focar. Caz probabil este și persoana cu imagine pulmonară sugestivă pentru COVID-19, precum și pacientul cu debut recent de anosmie, pierderea mirosului, sau ageozie, pierderea gustului, în absența unei cauze identificate. Bineînțeles, caz confirmat este o persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele și simptomele clinice. Institutul Național de Sănătate Publică a explicat și ce înseamnă contactul direct. Astfel, în această categorie intră persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19, persoana care a avut contact fizic direct cu un caz sau un contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz. Contacti directi sunt și cei care s-au întâlnit față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 metri timp de minimum 15 minute, precum și cei care s-au aflat în aceeași încăpere cu o persoană infectată mai mult de un sfert de oră, nerespectând distanța de 2 metri. Instituția a explicat și faptul că orice persoană care a purtat mască sau echipament de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică nu este considerată contact direct.